Bună ziua tuturor, sunt Arotela cu italarea pentru cei cu soare, lună, venus, ascendent, nodul nord în Berbec. Etalare pentru august, partea 1 și partea a doua. Partea 1 va fi generală, diferite mesaje, iac, ceva vă intră în ochi. <laughs> ceva nu puteți vedea din cauza unei intruziuni. Da, posibil ceva se întâmplă. Cineva intră în viața voastră sau e deja în viața voastră și nu vă lasă să vedeți o altă situație. În fine, am rezolvat problema. Mesaje speciale, pentru că așa se întâmplă. Nimic nu e întâmplător. În timp ce am amestecat cărțile din seria animalelor. Oh, ce am văzut? Ce am văzut? Am văzut semn de apă, semn de foc. Dar. Simt că amândouă reprezintă aceeași situație, pentru că într-un fel sau altul seamănă. Am văzut uh, octopus, caracatița, evident, semn de apă, și pe care l asociez foarte bine cu casa a opta. Interesant că pe lângă, tentac pe pe lângă octopus am văzut și scorpionul. Tot casa a opta, dar scorpion în această se reprezintă un semn de foc sau nu musai, poate că sunteți voi, semn de foc în relație cu un semn de apă. Este foarte posibil, acum am primit mesajul, dar să, fie, să separăm mesajele. Pe de-o parte, dacă ar fi să le luăm pe amândouă, pentru că putem să citim în multe feluri, și este dreptul nostru să vedem și nu dreptul nostru și datoria noastră să vedem lucrurile din mai multe perspective. Cine comentează de ce spun da, dacă, de ce spun posibil, înseamnă că nu înțelege ce vreau eu să spun. Să caut în altă parte. Am zis, datoria noastră este să vedem lucrurile din mai multe perspective. Și atunci, aceste două mesaje, raportându-le la două cărți, raportându-le doar la voi, este clar că Transmit multă pasiune. Scorpionul, da, semn de foc pus în acest set de cărți, are multă pasiune și nu doar pasiune, are tendința de a. ca așa face scorpionul. De a se otrăvi ori pe el, emoțional, de la... din cauza acestei arderi intense, mai ales dacă aveți ascendent în berbec, casa opta scorpionului se pune chiar acolo, chiar acolo. Posibil aveți și planete. În fine, trecem peste asta. Ideea este că vă consumați într-o pasiune care vă devorează, vă, vă intoxică. Vă otrăviți voi, pe voi înși vă, că asta face scorpionul în prima fază. Pentru că această situație emoțională, plină de posibilități, de tentacule, de atracții și respingeri, este ceva probabil cu care n-ați mai avut de-a face. Și este evident o lecție de viață foarte intensă. Și Casa 8 știm bine că înseamnă renaștere. Trebuie să vă transformați în aceast prin această lecție, prin această pasiune pe care o aveți pentru cineva sau pentru ceva. Acum, separând cărțile, și pentru că la capătul setului de cărți a apărut uh, uliul. Totemul, totemul meu. Îmi place foarte mult Tuliu. Um, semn de aer, evident, dar nu vă gândiți mult să ai la un semn de aer. Puteți dacă vreți. Știu pe cineva. Lia, nu te mai gândi la semnul de aer. Gândește-te la altă, uh, altă treabă. Am spus de atâtea ori că scorpionul în prima fază se otrăvește pe el. Cu pasiune, cu regrete, cu uh, uneori ranchiună, dacă situația pasiunea nu merge așa cum și-ar dori, și atunci, aici e lecția și transformarea Scorpionului și nu doar a Scorpionului, a tuturor celor care avem, că toți avem planete, sau dacă nu avem planete, avem această casa opta, da? Avem datoria sau obligația sau urgența de a ne transforma la un moment dat, într -o, măcar într-o privință. Și atunci, pentru că apare uliul, uliul, vulturul, reprezintă ambele semne de aer, reprezintă transformarea Scorpionului, da? care, într-adevăr, e grea, e dureroasă, e dureroasă, e complicată, că am văzut tentacole. este o, un tumult emoțional și pasional care vă provoacă să vă ridicați, să vă ridicați de ace, deasupra acestor stări emoționale și energetice care au loc în, în sinea voastră. Probabil că nici nu spuneți că, în general, casa opta este a secretelor. Da? Și trebuie să vă ridicați și să vedeți lucrurile dintr-o altă, dintr-un altul unghi, cum am zis că și mesajele se pot vedea dintr-un alt unghi, din unghiuri diferite, da? Că aveți de-a face cu un semn de apă, că aveți de-a face cu un semn de aer și atunci trebuie să vă detașați, că în situația în care aveți de-a face cu un semn de apă, lucrurile sunt foarte complicate, alambicate, simțiți atracție, electri... e o chestiune de electricitate. da? Știți că asta face caracatița în momentul în care atinge, electrizează. Ceva se întâmplă acolo, vă va atinge într-un mod special. Acea persoană sau acea situație. Poate să fie și un proiect, evident. Puteți să luați, pentru că e un mesaj general, acum vorbim despre situații generale. Vom face, voi face în partea a doua despre relații. Vedem dacă apare. Oricum, hai să vedem ce alte cărți apar. Am zis că ideea este trebuie să vă ridicați, să vă calmați, să vedeți lucrurile de la distanță și ce fac păsările. Aici e frumos. Mai ales cele cu... Ia, ia uite, da. Iar semn de apă. Ce fac păsările? Se apropie de nor, se ridică cât mai sus și zboară, da? Se ridică aproape de Dumnezeu. Dacă nu se leagă. Cartea care a apărut pentru aceast, această lună august a apărut. Pisica de mare. Alt semn de apă. Da? Semnul alchimic al apei. Pisica de mare, care într-adevăr este periculoasă și ea transmite electricitate și ea, în momentul în care mai ales coada și, în fine, nu sunt chiar specialist în domeniul ăsta, dar din câte mi-aduc aminte, din documentale pe care le-am văzut, este un prădător. Este un prădător. Că aveți a face cu cineva, cu planete în semnă de apă, care vă, pf, vă pune într-un fel, într-o situație, pe de-o parte, în... pe care n-ați mai experimentat Nu N-aș spune o neplăcută. N-aș spune Este provocatoare. Posibil unii dintre voi ați avut și niște discuții aprinse, pentru că există o coadă care înțeapă la această pisică. Am zis, nu este blândă pisica. Și nici pisica mea nu e blând în pisicile mele, nici Leo nu e blând, e foarte jucăuș, păcat că nu l-am adus astăzi aici, da? Chiar dacă e mic și copilaș încă. Din când în când scot ghearele pisicile sau, în acest caz, atacă sau înțeapă, ca și scorpionul, da? Ca și scorpionul. Scorpionul, în general, în prima fază se, se otrăvește pe el, pentru că nu exprimă. Și știm că și bărbeții în general nu exprimă niște stări da? emoționale. În fine, în general nu exprimă pentru că vor să aibă control. Aș vrea să vă totuși cu ce ar putea să asociez această pisică de mare. Cu nimic. Ideea este, cum am spus, să repetă mesajul și se confirmă faptul că trebuie într-adevăr să lucrați la această coloană vertebrală, da? să lucrați cu ceacrele voastre. În această situație emoțională, pasională, da? sunt toate ceacrele, trebuie activate. Posibil în această perioadă, rămâne de văzut, sunt un pic dezactivate. Că simțiți din partea lor, că și ei vă simt, iar e o chestiune pe care am putea o vedea într-un alt context, dar o situație emoțională destul de complicată, provocatoare și totul este pentru creșterea voastră spirituală, energetică, pentru echilibrarea voastră energetică. E un curcubeu aici. Colorați-vă un pic viața. Activați-vă fiecare ceacră. Fiți echilibrați. Asta nu înseamnă că dacă aveți control, impresia voastră că aveți control, nu avem control, da? Înseamnă că sunteți echilibrați sau că păstrați un echilibru. Iar apare tot timpul, uit cum îi spune. bursucu bursucu Bursucul stă în umbră. Posibil stați unii dintre voi, dintr-un punct de vedere, stați în umbră și nu exprimați ca asta face, da? Nu, nu din timiditate. Este o carte a timidității. Poate unii nici nu știți ce talente aveți. E o, o carte a talentelor ascunse, care, de ce apare semnul chimic al Pământului, care trebuie materializate, da? Că aveți un semn de Pământ, poate să fie și chestia asta. Dar, pentru că este etalare generală, vreau să mă raportez la voi, în primul și în primul rând. Da? Și spatele acestui bursuc, iar, ho, Iar, semn de foc, regele, de foc, cu alte cuvinte, elefantul. Elefantul reprezintă o energie care vine din spate, din astral. Sau poate, deși în carte cam asta sugerează, dar să zicem că ați avea oameni care vă susțin, rămâne de văzut, variază de la personaj la personaj, de la berbec la berbec sau berbecuță, da? Depinde de om câți prieteni are, câte relații, da? Ca să poată fi susținut de alte persoane, da? Că unii, într-adevăr, sunt mai timiși și atunci nu au. Și atunci ce au? Au în spate o susținere astrală. Sper să o vedeți dacă vă lucrați aceste ceacre. Altfel, dacă nu lucrați aceste ceacre, rămâneți această, în energia negativă a pisicii de mare. Da? Și ce îmi place? Ia uite ce frumos! Este un romb. Știți ce înseamnă rombul, da? Triunghi cu vârful în sus. Ce frumos! Asta e. Ia uite! Și după... după... Regele de foc, după elefant, aveți proscuți. Oh, multe, multe emoții, și negative, și pozitive, am zis, da? Și broscuța care reprezintă nouă de cupe, miracole, binecuvântări, bucurii, potențial, și rechinul, dragii mei. Da? Ce am zis? Rechin, uh, octopus. Uh, caracatiță, pisica de mare, stări emoționale negative care trebuie lucrate. Trebuie lucrate. Posibil există tendința de a comunica negativ sau de a gândi negativ. Și dacă aveți această tendință, vă rog, controlați-o. Controlați-o. E păcat să stați în această energie. Prefer, eu personal, prefer această broscuță. În primul rând, e colorată, dar este un verde, este chakra inimii. Activați-vă chakra inimii în această transformare, pentru că în momentul în care o activați, încep să curgă bine cuvântările. Și ce care era povestea cu broscuța? Că se poate transforma într-un prinț dacă este sărutată din dragoste. Și acum revenim iar la pro problema, problemă, nu-i problemă, dar așa o văd, a dragostei. Uh, și în continuare, după, ia te ce, și nutria, care reprezintă 10 de cupe, da? Un potențial maxim. Însă, trebuie depășite aceste stări negative, emoționale. Și, repet, asta s-ar putea să le aveți. Ori, în situația în care aveți împreajmă un semn de pământ, a, să zicem, să zicem, pentru că sunt multe variante și nu toți aveți un semn de pământ împreajmă, ori în cazul în care nu vă exprimați, stați în umbră, țineți, țineți că, ce că aveți control. Nu aveți niciun control, nimeni nu are control. Lăsați să iasă din, din spatele acestui bursuc sau prin acest bursuc, chiar imaginați-vă cum iese, da? Din inimă, ca am zis, activați-vă inima, acest elefant care reprezintă înțelepciune, putere, putere de control, forță sexuală sănătoasă, spiritualitate, da? Focul, prima ceacră, da? Am zis activarea ceacrelor, da? Prima ceacră și al treilea ochi. Și al treilea ochi. Și evident, asta printr-o sexualitate sănătoasă, că să vorbim de sexualitate, că tot sunt uh, tentacole, atracții, că tot e scorpionul, casa sexului, a banului, a morții, a renvierii, da? Și în momentul în care lăsa să iasă acest din spatele acestui bursucel, da, să iasă acest elefant, investigați despre Ganesha, eventual, da, atunci atrageți miracole și binecuvântările. Da? Lăsați în spate atitudinea negativă, pentru că am senzația că unii... Și bucurați-vă de potențialul care va să vină. Într-o formă sau altă. Ia uite, iar apare scorpioni. Bauna caldă, bauna rece, bauna frumoasă, bauna negativă. Așa sunteți. Avertizare. Urgență în transformarea voastră. Asta este o italare generală. Din seria acestor cărți ați primit 24. Să vă spună ceva. Poate o fi vârsta cuiva. 2 cu 4, 6. 6. Casa Muncii. Munciți cu voi. Este casa în care vă impuneți ritualuri de zi cu zi. Apropo, dacă trebuie să vă schimbați energia, dacă vreți să lucrați cu aceste ceacre, impune în momentul în care la capătul celălalt capăt apare crocodilul. Stați în umbră și nu exprimați niște emoții. Este semn de apă, este primul semn de apă din aceste semne. Un soi de azi, dar nu e asul de cupe. E clar că nu e asul de cupe, da? Stați în umbră, ca un prădător. Așteptați să pice prada în brațe. <laughs> Glumesc. Da. Dacă e o poveste de dragoste sau e o situație emoțională, lucrați-o altfel. Lucrați-o altfel și ce ce spațiul dintre cuvinte. Încercați să vedeți printre cuvinte, dacă aveți această comunicare cu cineva, care la un moment dat se transformă din pozitiv în negativ, din negativ în pozitiv și tot așa, că am zis că e, un, e o alternanță între frumos și mm, mai puțin frumos. Vedeți ce puteți înțelege dintre, printre cuvinte. Între două cuvinte se mai poate scrie încă o poveste. Vedeți aceste potențiale. Ca să le puteți manifesta. Pentru că dacă vă limitați doar la ce se spune, înțelegeți, nu, nu ieșiți din, nu vă ridicați, da? nu, nu manifestați acel vultur. Vedeți lucrurile din alt unghi. Da? Din alt unghi. Și în momentul în care face, faceți acest lucru, ce înseamnă shifting universes? Se schimbă energiile. Numărul 7, număr spiritual. Da? Probabil că în iulie sau, Uite, chiar suntem în iulie. Acum facem ultima zi din iulie. Da? În momentul în care vedeți lucrurile și din altă perspectivă și în profunzime, da? În profunzime este și această coloană vertebrală, o dezvoltați. Energetică, evident. Se schimbă energiile și separați universurile cel de acasă, cel de la servici, cel pe care vreți, îl experimentați sentimental, emoțional, cel pe care vreți să-l manifestați. Acela este alt univers. Și se schimbă energiile. Hm, ce carte frumoasă! Hu, ce frumos! Și în momentul în care schimbați energiile, drop into your heart. Ce am zis? Am zis bine, da? Lucrați cu inima voastră. Exact în inimă începe să picure Ia uite, roz, ce înseamnă dragoste? Alt fel de a vedea lucrurile, alte culori. Inspirație, inspirație divină. 60 și, Cât am zis? 68? Nu, n-am zis, acum zic. 68. 14, 5, nu? 5 este chakra comunicării. Învăța să comunicați altfel. Creativ, inspirant, din suflet. Ce frumos, ce frumos. Și în continuare, în momentul în care începe să picure inspirația în inimă și să o exprimați, începe să apară și manifestarea. Am zis că aveți o susținere din spate. Sper să o simțiți unii dintre voi, dar trebuie să vă lucrați ceacrele ca să o simțiți. Ca să vă simțiți gardienii. Da? Să vă simțiți îngerii, gardian și înger, una după alta. Una după alta. Gardianul sufletului familiei. Cam așa se traduce, da? Și nu e musa, e vorba de familia în care sunteți, de familia voastră sufletească. Pentru că noi experimentăm niște chestiuni în familia în care ne-am născut, dar familia sufletească pentru majoritatea este alta. Mai ales dacă vreți să călătoriți, să vă separați de familie și bine ar fi să vă separați unii de familie, să vă vedeți de destinul vostru, da? Și în continuare ce am zis că este îngerul lui Jupiter care se trezește. Jupiter înseamnă trezire, profesorul spiritual seamănă foarte bine cu acel. Uh, iau te! Cu acel elefant? Înseamnă expansiune. Elefantul e mare, trăiește mult, are memorie, e foarte atent la detalii, da? Sexualitatea la la la. nu mai zicem și de asta. Și Jupiter ce guvernează? Casa Săgetătorului și a Peștilor. Casa noua și a douăsprezecea. A noua, călătorilor peste hotare, a relațiilor la distanță, a învățăturii, master, doctorat și așa mai departe. Învățați, dedicați-vă, dar nu doar intelectual și emoțional. Pentru că Jupiter înseamnă și creștere spirituală, dar și pe alt plan. Da? Vedeți lucrurile din, da? dintr-o altă perspectivă, gen uliu vulturul. Și, uite așa, vă atrageți persoanele care sunt pe măsura sufletului vostru, dar trebuie să lucrați cu sufletul vostru, pentru că dacă îl țineți în acele stări, unii știu că sunt. Unii știu că sunt, n-are rost să vă aduc aminte care sunteți aceștia. Ce ar mai fi? Am zis că sunt uh, mesaje generale berbecut, Dragostea face diferența? Am zis, dragostea și, în primul rând, dragostea față de voi. Și este foarte. Oh, chiar apare cartea asta la voi, dragostea adevărată. Am zis, trebuie să vă iubiți pe voi și nu într-un mod egotic. Am vă iubi pe voi este un lucru pe de-o parte ușor. Pe de-o parte foarte complicat, pentru că trăim într-o societate care ne distrage atenția de la dragoste în general, în general, și apoi de la dragoste față de noi. Da, ah, ce frumos! Dragostea face diferență. Eventual dragostea vă schimbă. Vorbiți limbajul dragostei. Ce am zis? Vorbiți, ia uite, Onestitate, s-am zis bine, da? Cista este esențială. Fii autentic. Ceva nu se spune. Ceva nu se spune. 30, 30 și 31, da, o creștere. Dar, dar, faceți diferența între pasiune și dragoste, între codependență, oamenii de acasă sau prietena și dragoste. Echilibrați-vă ca să puteți să faceți această diferență. Da? Echilibrați-vă. Pentru că aveți, am spus, vă mai arăt sau dați voi în urmă, da, sunteți între. Una albă, una neagră, una caldă, una rece, da? Bucurie, miracole, sănătate, transformare, transformare, da? Broscuța asta care se transformă în prins da? Și chestii negative, pe urmă. Iar pozitive, nu? Tria 10 de cupe, un început, o nouă perspectivă, un nou univers, da? Am zis că se schimbă universurile. Iar scorpionul. Nu, nu zic că nu-i pasiune, dar ia uite. Șarpele de mare, iar apă, iar șarpele, transformarea, lăsați pielea veche, evident că nu vă dați pielea jos, da? Lăsați vechiul eu, ego și lucrați. Este chakra a doua sexualității, evident. E clar că există multă pasiune, dar ridicați-vă. Iar semn de apă, stea de mare. Posibil cineva, unul dintre voi, este în vizorul public sau este o persoană publică sau atrage privirile în mai multe feluri. Ok, bine că m au picat toate. Așa. Dar steaua înseamnă și cinci schimbare. Schimbare prin creativitate. Casa leului. Casa a cincea. Sunt multe, multe de spus. Dar dat eu zic că este suficient. Am zis lucrați. Apropo de cea a doua zi, de cinci. Cea a doua guvernează și creativitatea, nu doar sexualitatea, dragii mei. Stați semn de foc gazela, în secret, da? Stați, așteptați, urmăriți, observați, asta face focul în spate, dospește ca la scorpion, da? În secret. Asta înseamnă tigru. Și în secret încerca să dețineți controlul. Asta e lupul, un soi de împărat. Să aveți control. Să fiți alfa. <laughs> Dar, ridicați-vă oul cosmic. Bine, asta sunt ridicați-vă deasupra negativității, semn de aer negativ, dar ridicați-vă, transformați-vă, creați un nou univers. Dacă este cineva în preajmă, am zis această dragoste adevărată, nu musai cea veche, nu musai. Da? Pentru că dragostea adevărată nu vă... Chiar dacă suferim la un moment dat și nu o înțelegem, nu vă umilește. Asta să țineți minte. Dragostea adevărată nu vă umilește. Că vă dor anumite situații, că nu puteți să fiți împreună, că nu îi înțelegeți. Asta e, uneori sunt diferențe și trebuie ca unul să lucreze mai mult ca să ajungă la nivelul celuilalt. Da? Dar nu vă umilește. Dragostea adevărată niciodată nu o să vă umilească, pentru că e dragoste. Și uite, așa faceți diferența între relații toxice, karmice, codependente și dragoste adevărată. Mulțumesc de mesaj. Uh, ce văzusem? Da, flower. Văzusem mai devreme. Flowers. Ce sunt florile, dacă stăm să medităm? Și niște elemente foarte... Niște elemente, niște... Uf, niște chestii foarte de delicate, da? Și care dăruiesc. Dăruiesc. Eventual învățați să dăruiți. Stați mai mult în preajma florilor. Meditați asupra lor. Ia uite, teaching. Duceți-vă și școliți-vă undeva. Dacă sunteți niște berbeci mai maturi care au lucrat, da? Care au lucrat, începe să predați ceva din experiența voastră în orice domeniu, că puteți să fiți inginer, da? sau agronomi, apropo de flor, și să predați ceva, sau să da, arătați cum se face ikebana, da? Predați dacă sunteți la o anumită maturitate și cu o anumită experiență. Și, te apar și opțiunile, aveți opțiuni, dar trebuie să alegeți cu grijă și construiți-vă viața. Iau de școală, da, am zis mai devreme, dacă sunteți mai tineri, școliți-vă. Și nu musai, puteți să mergeți la școală, deși acum cred că o să fie totul virtual învățați, citiți, căutați, vă școliți și în zona asta energetică, da? Și construiți-vă o nouă viață, un nou univers, am vorbit de Shifting Universes. Cam atât. Vă pup, pa, pa. Ne vedem la etalarea numărul 2.